Jaguar s-a schimbat enorm în ultimii ani, împinsă fie de preluarea Tata și infuzia de capital, fie de valul vremurilor pe care le trăiește industria auto. Gama Jaguar este mai atractivă ca niciodată, iar planurile de viitor sunt atât de grandioase, încât cred că englezii deja se gândesc la momentul în care marca lor preferată îi va bate pe toți germanii la vânzări. Cel mai mic model al gamei Jaguar este acum limuzina de clasă mare XF. Vedere, Jaguar XF reflectă cel mai bine stilul celor de la Jaguar, în sensul că el reușește cumva să îmbine abilitățile unei mașini sportive cu performanțele și eleganța unei limuzine de lux. Designul exterior a fost dictat de formele noului XJ și dacă acest lucru părea bine în fotografii, în realitate lucrurile sunt total invers. Jaguar XF este o mașină cu un aspect absolut senzațional, cu o agresivitate în design de care marca avea nevoie. Mai mult de atât, sunt unghiuri din care noul XF, ajutat și de proporțiile mai compacte, arată foarte bine. De data aceasta conducem un Jaguar XF. Momentan eu, mai târziu tu. Spune-mi cum ți s-a părut de când ai urcat în mașină și cei câțiva kilometri parcurși până acum. Încântat de tot acest lux care se află aici, combinația dintre piele, lemn. Restilizarea i-a adus lui Jaguar XF faruri complet noi. Sunt mai mici și inspirate din cele ale vârfului de gamă. Și stopurile sunt noi, cu benzi de LED-uri, ce generează o semnătură luminoasă deosebită noaptea. Jaguar XF e o mașină mare, se conduce foarte ușor și agilitatea sa remarcabilă te trimite cu gândul la felinele sălbatice. Deci, nu degeaba XF poartă sigla Jaguar. Dacă exteriorul are o linie agresivă, dar elegantă și foarte interesantă, la fel de atractiv este și interiorul. Lumina LED-urilor este albastră turcoaz și dă o notă de noblețe interiorului. La cât de bine pune în evidență tapiseria de culoare deschisă interiorul acestei mașini, ar fi păcat să alegi clasica piele neagră. Combinația de materiale e variată, piele, aluminiu și lemn furniruit. Interiorul lui XF este tipic pentru o mașină britanică, atât prin design, cât și prin combinația de materiale și finisaje. Deci, Robert, spune-mi, cum te-ai simțit tu după ce ai condus acest Jaguar minunat? Mi-a plăcut foarte mult ținuta pe care o are la drum, este sportivă și agresivă dacă ai nevoie de așa ceva și te grăbești, vrei să ajungi undeva mai repede și în același timp este foarte confortabilă dacă te poți afunda în scaun, să te bucuri de pielea minunată din această mașină, de pielea de pe bord și de toate gadgeturile acestei mașini. Așa este, este o mașină elegantă, după cum se vede, complet tapizată cu piele, inclusiv scaunele, banceta din spate, volanul inclusiv, cu inserțiile acestea din lemn. În ceea ce privește gadgeturile, fiindcă n-am apucat să vorbim deloc despre ele. Consola cam include toate funcțiile mașinii, absolut tot ce poate să facă această mașină. Vreau să spun aici că mașina pe care noi azi am testat-o este o mașină stock, care pornește de la 39.000 de euro cu tot cu TVA. Într-adevăr, pentru cei doritori care vor mai multe gadgeturi și au nevoie de mai multe funcții pe o mașină, pot opta pentru asta, însă într-adevăr prețul acestei mașini va crește. Evident, dar sigur diferența nu va fi foarte mare. Însă pentru cei care doresc să achiziționeze exact același model, au parte de ofertă în acest moment dacă se grăbesc. Într-adevăr, da. O pot beneficia de această mașină la 39.000 de euro cu tot cu TVA. Da? Referitor la gadgeturi, îmi place că touchscreen-ul funcționează foarte bine, are
o sensibilitate, un feedback, da, foarte rapid. Ok, da, într-adevăr. Controlezi aproape totul, clima, dacă vrei să vorbești la telefon, navigația, absolut totul îl controlezi de aici. Și tot pe partea de gadget-uri am mai fost un pic plăcut impresionat de schimbătorul de viteze. Stă un pic ascuns în momentul în care mașina este oprită, în momentul în care o pornești, acesta iese și este exact ca o rotiță, te joci cu ea și de aici poți schimba vitezele. Sigur, poate părea un pic ciudat la început, dar odată ce te-ai obișnuit cu el, este foarte confortabil. Este foarte confortabil, nu te mai deranjează acea manetă care stătea aici, te deranja. Și mai mult de atât, ai padelele la volan, de care eu sunt înnebunit. Da? Ai văzut că este o mașină sport. Corect, da. Și sport, nu doar elegantă. Într-adevăr, acesta este încă un motiv care denotă acest lucru. Ai văzut că eu am folosit din plin aceste padele în momentul în care am testat-o pe aici. Desigur, te-ai simțit văzut în largul tău. Într-adevăr, am simțit cu adevărat cei 400 de Nm ai acestui motor de 2200 diesel, pe care am fost plăcut interesat. Referitor la consum, strict pe acest model, am văzut că producătorii dau un consum mediu de 5,1, cu un consum urban de 6,5 aproximativ, iar cel extraurban de 4,4. În prima fază, în momentul în care am citit și eu fișa tehnică a mașinii, am fost un pic uimit de acest consum, că fiind o mașină mare, totuși mare, da, sportivă. Și sportivă, dar e un pic cam greu de obținut acest consum. Însă am observat în momentul în care am mers cu ea un pic mai sportiv, consumul acesteia a crescut, însă dacă vrei să te bucuri de plăcerea de a conduce, da, să te relaxezi în această mașină, cu siguranță poți ajunge la acest consum indicat de fabricant, un consum mediu de 5,1. Fiindcă tot spuneam despre Jaguar XF că este o mașină confortabilă și asta se simte la drum lung, eu zic să o testăm în continuare. Cu cea mai mare plăcere. Să demarăm. Robert, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația noastră de astăzi. Este mereu o plăcere deosebită pentru mine personal să conduc alături de tine, mai ales că tu mă mai și înveți câte ceva despre secretele condusului, mai ales cel agresiv. Nu știu, în ceea ce te privește pe tine. Adevăr, Cătălina, și pentru mine este o mare plăcere să vin alături de voi și să descoper de la ediție la ediție o altă mașină nouă, minunată. Ce am condus până acum, o să spun că m-am simțit extraordinar, mai ales la ediția de azi, unde am condus un adevărat animal, un Jaguar puternic, agresiv și agil. Așa cum spunea Churchill, istoria este scrisă pentru învingători, iar XF-ul scrie istorie.